cea mai bună formulă prin care arta plastică poate fi cunoscută, popularizată, valorificată, clasată, este comerțul. Aveți în expoziția de acum, de primăvară, e un Shirato remarcabil. Aici, în această expoziție, sunt câteva tablouri ale lui Biju, câțiva trandafiri lui Biju, sunt aceste crizanteme care erau în fața mea, Isache, cu un peisaj fabulos. Am avut pictori extraordinari. Am pe cineva care mi-e foarte drag și care e Petrașcu. Pe o cale care vine imediat după aceea, aproape în consecință, e Baba, pentru că se extrage într-un fel din Petrașcu, dar nu neapărat Baba cel contorsionat, ci un Baba mai calm, mai ponderat. Dărăscul, nu spun, această marină, ea spune, cu florii a lui Dărăscu, este absolut minunată, absolut minunată. Îmi place să descoper și în același timp mă întorc cu mare plăcere în trecut. Impresionismul și post-impresionismul românesc, bine valorificat în această licitație, îmi spune foarte mult. Pe măsură ce piața începe să se lămurească, să creeze o scară a valorilor cât de cât apropiată de realități, devine efectiv, ca în toată lumea de altminteri, un al treilea domeniu de investiție. Arta se ia câteodată la trântă cu metalele prețioase și cu pietrele prețioase.